Diaconul Ghenadie Văluță a spus că mitropolitului Vladimir i s-a întins o cursă atunci când a emis decretul de suspendare a sa de la săvârșirea celor sfinte. Este o răzbunare din partea unui grup de persoane meschine care i-a întins mitropolitului o cursă cu scopul de a-l îngenunchea ca să mă determine să capitulez. La fel am fost acuzat că eu am stat în spatele unor materiale denigratoare la adresa mitropolitului apărute anul trecut. Prin acest decret am fost de fapt privat de dreptul de a lucra și de a-mi hrăni familia, a mai precizat Văluță. În decret se spune că el a fost suspendat pentru instigare la vrajbă, ură, clevetire îndreptate spre tulburarea și răsturnarea bunei rânduieli bisericești. Văluța a spus că marțea viitoare se va întâlni cu mitropolitul Vladimir și va anunța rezultatul acestei întrevederi. Partidul Socialiștilor ca partid politic, deși o susține, totuși nu va participa la manifestația din 6 septembrie a platformei DA, întrucât are propria agendă, a scris pe rețelele de socializare președintele PSRM Igor Dodon. Acesta a precizat că socialiștii organizează acțiunile lor de protest acum, dar o vor face și în octombrie. Dodon a mai anunțat că PSRM avea rezervată pentru 6 septembrie Piața Marii Adunări Naționale, dar a cedat-o platformei DA cu îndemnul ca la protest să fie evitate mesajele unioniste și antistataliste, iar acțiunea să fie una pașnică. Tiraspolul aniversează astăzi 25 de ani de la înființarea Republicii Moldovenești Transnistrene Nerecunoscute. Șeful acesteia, Evgeni Șefciuc, a adresat un mesaj de felicitare cu acest prilej, menționând că cetățenii din partea stângă a Nistrului au reușit să facă față tuturor momentelor grele și că vor reuși să reziste și mai departe. Ceremoniile festive au demarat cu depuneri de flori și coroane la Monumentul Ostașilor Căzuți și cu arborarea drapelului Republicii Transnistrene Nerecunoscute. În același timp, Biroul pentru Reintegrare al Guvernului apreciază manifestațiile de la Tiraspol ca orientate spre subminarea principiilor recunoscute de Comunitatea Internațională de Suveranitate, Independență și Integritate Teritorială a Republicii Moldova. În comunicatul oficial se mai scrie că reglementarea problemei transnistrene trebuie să aibă loc prin metode politice, cu respectarea principiilor independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele internațional recunoscute, cu acordarea unui statut juridic special regiunii transnistrene. Compania Kroll, care a realizat prima etapă a investigației despre jaful banilor din cele trei bănci, BEM, Unibank și Banca Socială, este singura care a depus o ofertă pentru continuarea anchetei. BNM anunță că va examina oferta primită și va prezenta rezultatele evaluării ofertei în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară. Primarul orașului Orhei, Ilan Șor, a instituit un premiu special pentru cei mai buni elevi ai claselor a 9-a și a 12-a. Astfel, copiii din Orhei care vor obține cele mai bune rezultate la învățătură vor beneficia de câte 5.000 de lei din partea Fundației de Caritate Miron Șor, președintele căreia este primarul. Ilan Șor le-a urat tuturor succese, menționând că ei, tinerii, sunt cei care vor lucra pentru dezvoltarea și prosperarea orașului. În Orhei există 7 gimnazii și licee în care au fost înscriși în acest an 3.852 de elevi. Ediția 23-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu se va desfășura în perioada 4-13 septembrie. De această dată, evenimentul va fi unul special, pentru că va fi dedicat cele de-a 80 aniversări a regretatei primadone Maria Bieșu. Programul din acest an va conține 7 spectacole, 4 opere și 3 balete, cu participarea artiștilor din Rusia, Polonia, Italia, România, Spania, Elveția și alte state. În cadrul festivalului va fi lansat și un album fotografic dedicat primadonei, apărut prin contribuția maieștrilor Aurelian Danilă și Mihai Potârniche. Fostul șef de stat român Traian Băsescu a fost audiat astăzi la parchetul general în dosarul de amenințare în adresa senatoarei PSD Gabriela Vrânceanu Firea. La plecarea de la parchet, acesta a declarat: "Mi-au schimbat încadrarea de la șantaj la amenințare. Asta înseamnă ori amendă, ori închisoare până la un an." Gabriela Firea a intentat dosar după ce Băsescu, încă președinte, i-ar fi spus că s-ar putea într-o bună zi să nu-și găsească soțul acasă. Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea de a crea un fond din care să plătească țările din Africa pentru a-și lua înapoi imigranții ce nu reușesc să obțină azil în Europa. Declarația a fost făcută de ministrul de externe al Luxemburgului. Potrivit acestuia, discuțiile deja există între oficialii Comisiei Europene, care vorbesc de crearea unui fond de 1 miliard de euro.
8 persoane, între care și 2 copii, au murit într-un incendiu izbucnit azi dimineață într-un imobil de locuințe de pe o stradă din Paris. Incendiul a izbucnit la parterul clădirii, după care s-a extins pe scara blocului. Cel puțin 100 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor. Au fost afectate 15 locuințe din zonă.